Rafale de vânt cu puterea unui uragan, 19 județe și capitala au fost sub cod portocaliu de vijelii. Pagubele sunt majore, acoperișuri distruse, panouri publicitare spulberate și copaci smulși. Doi copii dintr-o localitate din Constanța au ajuns la spital după ce au fost accidentați grav de un șofer băut. Una dintre victime, o fetiță de 9 luni, este în comă. Și caz revoltător la Spitalul Județean din Bacău. O gravidă de 38 de ani a murit la 24 de ore de la internare. Familia acuză medicii de malpraxis. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! Rafale de vânt cu puterea unui uragan, 19 județe și capitala sunt sub cod portocaliu de vijelii. Meteorologii avertizează că în aceste zone vântul va sufla chiar și cu 120 de km pe oră. Pompierii au intervenit de urgență după ce mai multe acoperișuri au fost smulse și mai mulți copaci au fost puși la pământ. Și traficul feroviar a fost oprit în această dimineață din cauza unui copac doborât de vânt pe șina de tren. Vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Un incendiu a izbucnit în sectorul 5 din capitală după ce un copac a fost doborât de vântul puternic. Copacul a rupt firele de înaltă tensiune și a tras stâlpul de susținere, provocând un scurt circuit. Flăcările au cuprins rapid acoperișul unei case, iar vecinii au sunat imediat pompierii. Așa am cumpărat curtea cu un stâlp din ăsta care leagă, nu trecea curentul prin el, dar să țină cablurile. Vântul l-a dărâmat și a căzut pe casă. Și când a căzut pe casă, a luat foc. În căsuța aia nu locuiește nimeni. În plus, copacul căzut a strivit și mașina vecinei. Și în cartierul Drumul Taberei, o mașină a fost strivită de un copac al cărui trunc a cedat rafalelor de vânt. La fel s-a întâmplat și pe calea Griviței, pe strada Mătăsar și pe strada Secuilor din sectorul 6. Stăteam în casă și la un moment dat s-a auzit o bubuitură și m-am uitat pe geam și pomul pe ea și după aia a căzut aici, acolo de sus, mai întâi pe acoperișul. E un pom care văd că e marcat. E marcat și se vrea de zile. E un parc tare, dar nu. La Alba Iulie, acoperișul unui bloc a căzut peste o mașină. Angajații ISO au avut nevoie de o auto specială de intervenție și salvare de la înălțime pentru a desprinde și alte bucăți din acoperiș care riscau în orice moment să fie luate de vânt. Vântul a făcut ravagii și la Tecuci. Rafalele de până la 80 de km la oră au făcut praf mai multe solarii. Din cauza copacilor doborâți de vânt și traficul feroviar a fost oprit temporar între Ploiești și Buzău. Un copac a căzut pe linia de contact, a rupt cablurile de înaltă tensiune și astfel a izbucnit un incendiu. 5 trenuri de călători au rămas în stații. După ce a fost oprit curentul, echipele de muncitori au intervenit pentru eliberarea liniei și pentru repararea infrastructurii afectate. Un incendiu puternic a izbucnit azi noapte și într-o pădure din Munții Făgăraș în zona Valea Ucea Mare. A ars o suprafață de aproximativ 10 hectare. Pompierii au muncit ore bune pentru că vântul întețea flăcările. La fața locului s-au deplasat 25 de pompieri și 20 de lucrători de la Ocolul Silvic Făgăraș. Acțiunea de intervenție a fost îngreunată din cauza faptului că nu s-a putut realiza accesul cu autospeciale de intervenție până la locul focarelor de incendiu, pompierii fiind nevoiți să se deplaseze pe jos, mai bine de 2 ore, pe timp de noapte, pe un teren accidentat, dar și din cauza rafalelor de vânt. Codul portocaliu de vijelii expiră în această noapte. Pe măsură ce intrăm în orele nopții, vântul va slăbi treptat în intensitate, totuși în prima parte a nopții vor mai fi intensificări în zona montană, în special în Carpații meridional și oriental, dar și în extremitatea sud-estică a țării, estul Munteniei și zona Dobrogei, unde rafalele vor mai putea depăși 60, posibil chiar 70 de km pe oră. Meteorologii spun că la finalul acestei săptămâni vremea redevine frumoasă și caldă. Pentru o simplă plimbare în pădure va trebui să anunțăm înainte administratorul fondului forestier conform noului cod silvic. Regulile nu sunt însă la fel de stricte când vorbim despre defrișări și construirea în zone forestiere. Detalii în câteva minute la Focus. Caz șocant în Bacău. Maria, o femeie însărcinată în 4 luni, a murit împreună cu bebelușul la 24 de ore după internarea maternitatea spitalului din Bacău. Nu se știe încă de ce sarcina obținută prin fertilizare in vitro s-a oprit în evoluție. Soțul femeii aduce acuzații grave medicilor și susține că au lăsat-o pe femeie nesupravegheată 12 ore. Șefii spitalului spun însă că pacienta a fost îngrijită așa cum trebuie. Ancheta făcută de poliție în acest caz va trebui să stabilească a cui este vina. Vă avertizez. Urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
Femeia de 38 de ani a reușit după mai multe încercări să rămână sărcinată prin fertilizare in vitro. Gravidă în 16 săptămâni, aceasta își monitoriza tensarcina la un cabinet privat până când a decis să meargă la spitalul din Bacău din cauza durerilor abdominale insuportabile. Acolo a fost examinată la urgențe, unde a fost anunțată că fătului nu i se mai aud bătăile inimii. A rămas internată din cauza durerilor insuportabile. După 12 ore de agonie, medicii s-au decis să o opereze, spune mama femeii care a murit. Când a venit, trebuia predată dacă era într-un caz urgent. Dacă nu, trebuia să spun așa: măi băieti, că băietul era cu ea acolo, nu depinde de noi. Cea mai mare durere a mea este să nu se mai întâmple cazuri de astea. Fata mea nu are copii și nu are cine să o plângă. O plâng eu din suflet și tot satul. Dimineața am sunat-o și mi-a zis: mămică, sunt la spital. Și mi s-au uscat buzile așa, nu mai poți, nu-i nimeni aici, așa zice. După operație, femeia a fost dusă la terapie intensivă. A suferit două stopuri cardiorespiratorii, cel din urmă fiind fatal. După aceea a fost anunțată familia și soțul că atât femeia și fătul au murit. Logonicul femeii a depus mai multe plângeri, inclusiv la Colegiul Medicilor, iar poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Că au mers pe un diagnostic greșit de la început, au lăsat-o să sufere, deci ea pe ea o durea burta, dar spunea că are probleme cu capul, să zic așa pe român. Spitalul era obligat să anunțe în 24 de ore poliția. Așa e procedura lor cu poliția. La morgă, la necropsie, nu exista fișa Marie. Am cerut fișa Marie, n-am primit nimic. Nu ne-au dat nimic, fișe de internare, nimic, nimic. Pe de altă parte, conducerea spitalului din Bacău spune că femeia a fost monitorizată tot timpul și că medicii au făcut tot posibilul să fie salvată. O anchetă internă a spitalului, precum și una deschisă de poliție, vor stabili însă împrejurările în care a murit femeia însărcinată. La dosar va fi atașat și certificatul medico-legal al femeii care s-a stins la spital. Starea pacientei a fost satisfăcătoare la momentul în care s-a prezentat în serviciul nostru, a rămas internată, dar după câteva ore starea pacientei s-a agravat. A avut loc avort spontan al acestui făt oprit în evoluție, s-a finalizat actul operator, pacienta a fost transferată în ATI cu toate medicația și toate investigațiile adaptate la starea pacientei. Suntem alături de familia îndurerată, dar regretăm acest caz prin faptul că echipa a fost tot timpul alături de această persoană. Nepăsarea și nu numai pentru copilul meu, e pentru foarte multă lume. În urmă rămâne un bărbat în suferință, cea care urma să fie soție și mama copilului s-a stins din viață. Acest caz vine la nici măcar un an distanță de la cel al Alexandrei, tânăra care a murit la maternitatea din Botoșani din cauza intervenției mult prea târzii a medicilor. Este anchetă la un liceu din județul Botoșani. O elevă de 16 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut pe scări. A cerut voie profesorului să meargă până la baie, iar într-un moment de neatenție s-ar fi dezechilibrat. Aceasta s-a lovit puternic la cap, ulterior s-a întors la cursuri, numai că a început să se simtă foarte rău. Un echipaj de la ambulanță a ajuns la cabinetul școlar, de unde a preluat-o imediat pe copilă. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc la Colegiul Național Grigore Ghica din municipiul Dorohoi. Eleva de 16 ani a cerut voie profesorului pentru a merge la baie. În timp ce cobora pe scări, tânăra s-ar fi dezechilibrat și în cădere s-a lovit puternic la cap. Imediat în ajutor i-a sărit paznicul școlii, însă tânăra s-a întors în cele din urmă la ore. O trecut pe lângă mine, s-a dus la baie. Pe zut era tot telefonul. Da, aveam mâna asta. Nu a stat însă mult timp la cursuri. Fata a început să se simtă din ce în ce mai rău, iar împreună cu o colegă au mers la cabinetul școlar. Acolo, asistenta a sunat de urgență la 112. O ambulanță a ajuns în scurt timp la fața locului și a transportat-o de urgență la secția de pediatrie a Spitalului Mavromati din Botoșani. În urma investigațiilor, medicii de la Spitalul din Botoșani au decis să o transfere pe tânără de urgență la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Este stabilă din toate punctele de vedere. Traumatismul craniocerebral pe care l-a suferit este evaluat imagistic, nu se pune problema unei intervenții chirurgicale în momentul de față. În urma celor întâmplate, poliția a deschis o anchetă. Am fost sesizați cu privire la faptul că o minoră de 16 ani a suferit leziuni ca urmare a unei autoaccidentări. În continuare, sunt efectuate verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul. Șefii unității de învățământ fac investigații interne. Vor lua toate măsurile necesare pentru ca acest incident să nu se repete. În urma
concluziilor la care deci vom ajunge este clar că vom vedea ce a condus la faptul că eleva deci a alunecat deci pe scări și vom lua deci măsurile în momentul în care vom depista cauzele. Este posibil să fi fost din cauza treptelor umede? Este foarte posibil, pentru că igienizarea holurilor se face pe parcursul orelor. Scările de acolo, care au benz antiderapante, deci aplicat pe ele, pe perete, deci este afișul, care îi atenționează pe elevi, deci că podeaua este posibil să fie umedă. Și deci asta este, astea sunt măsurile pe care le-am luat noi, deci pentru a preveni nu situația spălării holurilor, ci a faptului că pe perioada iernii elevii vin cu apă. Starea de sănătate elevei s-a îmbunătățit, însă ea va mai rămâne sub supravegherea medicilor din Iași. Va rămâne în spital de principiu în jur de o săptămână, după care urmează din nou o evaluare neuroimagistică și dacă lucrurile sunt ok, poate pleca acasă. Medicii sunt optimiști și spun că minora se va recupera complet. Nu trece o zi fără un scandal de abuz într-o unitate de învățământ. Astăzi a ieșit la iveală un astfel de caz la o grădiniță din Bacău. Mai mulți părinți o acuză pe educatoare că are un limbaj agresiv cu copiii de la grupa mică. Oamenii au observat manifestări atipice ale copilor după ce veneau de la grădiniță și au decis să facă înregistrări pe ascuns. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Pe registrarea obținută de o mamă a unui copil de la grupa mică a școlii gimnaziale Alexandru cel Bun din Bacău, se aude cum educatoarea țipă la unul dintre copii și adresează jigniri. Se pare că totul s-a desfășurat chiar înainte ca cei mici să aibă programul de somn. Părinții spun că de ceva vreme copiii erau timorați și se temeau că dacă nu respectă regulile, sunt dați afară, așa cum erau obișnuiți de la grădiniță. Toate s-au întâmplat de la începutul anului, când părinții s-au sesizat că copiii vin acasă și se plâng că au fost loviți, că doamna țipă foarte tare, că îi agresează psihic vorbind și fizic, iar ulterior, dintr-o dată, s-au oprit copiii venind acasă să nu mai spună că sunt loviți și ulterior copilul meu a început să dea niște semne de speriat, efectiv seara când ne puneam la nani îmi spunea: mami, mi-este frică. Mami, de ce ți-e frică? Mă dai afară dacă nu adorm? Această mamă a hotărât să investigheze cazul de una singură și a ascuns în hainele copilului un dispozitiv de registrare. Ce a descoperit a înfuriat-o. Am hotărât să pun un microfon ca să înregistrez cele întâmplate în grădiniță și s-a confirmat că doamna are asemenea comportament. În registrări se aude cum doamna țipă, cum îi dă afară, cum ea, când îi pune la somn, vorbește la telefon și își vede de treburile ei pe speaker, efectiv, iar copiii sunt obligați să tacă, să închidă ochii și să nu se miște. Înregistrarea a ajuns și la ceilalți părinți și astfel au putut confirma comportamentul temător al celor mici. Nu m-am așteptat. Înainte să-mi scriu fetița la grădiniță, am mai auzit ceva de dumnea ei. Dar am zis, poate s-a fi schimbat, poate nu, până când ne-am văzut în fața în faptului primit. Uneori dimineața nu dorește să meargă la grădiniță. Vrea să rămână acasă sau să meargă la bunici eventual. După cele auzite, mama care a obținut înregistrarea a confruntat-o pe educatoare, numai că aceasta neagă totul. Am și fost și am vorbit cu doamna la grădiniță, spunându-mi că copilul meu este un mincinos, că nu este nimic adevărat, că este un copil cu probleme. Directoarea școlii spune că nu a primit încă o sesizare scrisă de la părinți în acest sens și până la proba contrarie nu are încredere 100% în înregistrările cu educatoarea care țipă. Părea o voce, părea, îl subliniez, părea, până la dovada concretă. Am rugat-o insistent pe doamnă să formuleze o sesizare, un memoriu scris la conducerea unității, să-l înregistrăm la secretariat. A refuzat, spunându-mi că a ales altă cale de a acționa. Mama susține că a depus deja două plângeri la Inspectoratul Județean, numai că Inspectoratul spune că nu a primit încă o astfel de informare. Am demarat prin autosesizare în ambele situații o anchetă în care prin verificările inițiale, rezultă faptul că doamna educatoare neagă un astfel de comportament. Ancheta este în plină derulare.
Părinții sunt decisi să meargă mai departe, chiar să facă plângere la poliție, pentru ca să-și poată trimite copiii în siguranță la grădiniță, spun ei. Un autobuz de transport școlar în care se aflau 30 de elevi a luat foc în mers în această dimineață la Moldova Nouă. Șoferul a avut prezență de spirit, a oprit și i-a ajutat pe copii să coboare înainte ca mașina să fie cuprinsă de flăcări. Colegul meu, Ovidiu Vărădeanu, vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Ovidiu, te ascultăm. Aduna în fiecare dimineață elevii din comunele de pe clisura Dunării și îi transporta la școală, la Moldova Nouă. În această dimineață erau 30 de copii în mijlocul de transport. La intrarea în oraș, șoferul și-a dat seama că iese fum din zona motorului, a oprit imediat autobuzul și a evacuat pe elevi. După care au apărut și primele flăcări, care însă s-au extins cu repeziciune. Martorii incidentului au sunat la 112, dar până la sosirea pompierilor, autobuzul ardea generalizat. Coloana de fum negru se ridica la câțiva zeci de metri înălțime. Strada pe care a oprit autobuzul a fost complet închisă și zona izolată. Salvatorii militari, sosiți cu mai multe autospeciale de intervenție, au reușit după câteva minute bune să stingă flăcările. Pompierii spun că cel mai probabil incendiul a fost cauzat de un scurt circuit la compartimentul motor al autobuzului. Traficul rutier a fost reluat după mai bine de jumătate de oră. Din verificări s-a stabilit că autobuzul avea inspecția periodică valabilă. Polițiștii fac acum cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă. Atât deocamdată de aici. La revedere! Codul silvic se schimbă în favoarea dezvoltatorilor imobiliari și guvernul dă liber defrișărilor, acuză organizațiile pentru mediu. Proiectul care include aceste modificări se află pe masa parlamentarilor și va fi supus votului în procedură de urgență. Codul silvic actualizat ar trebui, potrivit guvernului, să rezolve problema defrișărilor ilegale, dar specialiștii spun contrariul. ONG-urile acuză guvernul că prin codul silvic propus se vor crea dezechilibre socio-economice și de mediu. Noul cod silvic, potrivit specialiștilor de mediu, prevede ca lipsa materialelor lemnoase să permită companiilor din industrie să exploateze la liber, ca să-și acopere deficitul. România, din păcate, tinde să se alinieze acelor tendințe de a se tăia pădurile într-un mod uneori necontrolat pe anumite proprietăți și în anumite contexte și nevoi, fie ele mai mult sau mai puțin politice. Se legalizează o creștere necontrolată a exploatărilor de lemn. Interzicerea tăierilor la ras va fi extinsă în aproape jumătate din pădurile țării. Până acum, această interdicție era valabilă doar în parcurile naționale, doar că proprietarii vor avea dreptul să-și aleagă vârsta de exploatare a copacilor. În momentul în care las la latitudinea fiecărui proprietar ce va face cu pădurea până la urmă, când s-o taie peste 70 sau 120 de ani, degeaba mai am aceste țeluri în cap de a face zonă protejată în respectiva suprafață. Unele modificări afectează inclusiv pe pasionații de drumeții. Pentru o simplă plimbare în natură, în pădure, va trebui să anunțăm înainte administratorul fondului forestier potrivit noului cod silvic propus de guvern. Regulile însă nu sunt la fel de stricte și când vine vorba despre defrișări. Același document permite dublarea suprafeței pe care se poate construi, ceea ce va face să crească exponențial numărul de vile sau cabane construite chiar în inima pădurii. Una dintre cele mai importante schimbări este în domeniul construcțiilor. Actualul cod spune că se poate scoate din fondul forestier o suprafață de 250 de metri pătrați. Noul cod dă posibilitatea dezvoltatorilor să defrișeze o suprafață dublă, dacă e nevoie. În Moldova am văzut cum autoritățile intervin și demolează casele unor șmecheri care au construit în fond forestier, cu buldozerele direct, cu procurorii, poliția și buldozerele. Ori episoadele astea nu le-am văzut nicăieri în România. În plus, specialiștii spun că documentul propus nu rezolvă multe dintre actualele probleme. Eu în continuare vând acest lemn pe picior în pădure. Mă duc și aproximez cam ce masă lemnoasă au acei arbori în picioare. Niciodată când se aproximează pe picior,
masa lemnoasă, nu va fi în interes, adică în avantajul statului. În aceste condiții, lemnul nu este valorificat corect și lasă portițe pentru eventuale fraude, consideră experții. După ce a fost elaborat de guvern, noul cod silvic trebuie votat de Parlament. Încercăm să schimbăm cât putem la acest cod sau chiar să-l retragem, dacă se poate, pentru că forma asta considerăm că este mai rea decât forma care este în momentul ăsta în vigoare. Deci preferăm să nu se schimbe nimic decât să se schimbe în forma în care este în momentul de față codul silvic. Procesul de elaborare a noului cod silvic a început în martie 2023 și este unul dintre jaloanele Planului Național de Redresare și Reziliență. Acolo unde medicul n-a ajuns niciodată. Oameni fără asistență medicală. Soluții pentru România rurală. La Focus. Două sate de la noi sunt deja în topul celor mai frumoase localități de pe planetă și sunt situate chiar în inima României. Despre ce zone este vorba și de ce au reușit să devină magnet pentru mii de turiști, aflați în câteva minute la Focus. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a lansat ghidul pentru identificarea materialelor de tip deepfake. Este o inițiativă bună, spun specialiștii în domeniu, însă insuficientă. Asta pentru că statul român nu-i poate trage la răspundere pe cei responsabili de editarea deepfake-urilor, pentru că nu are o lege corespunzătoare. Iar mai grav este că rețelele de socializare nu fac eforturi pentru a limita sau stopa acest fenomen. Fiecare investitor va putea primi incredibila sumă de 9.000 de lei pe lună, grație platformei de investiții inovatoare. Acum ai nevoie doar de un telefon, acces la internet și 700 de lei. Acestea sunt doar câteva exemple de deepfake care au circulat în mediul online. De cele mai multe ori, ele sunt realizate atât de bine încât pot fi cu greu identificate. Tocmai din acest motiv, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat un ghid pentru identificarea materialelor de tip deepfake, care ajută pe oameni să facă diferența între o imagine reală și una editată video și învață cum să se apere în fața acestor tentative de fraudă. Majoritatea acestor deepfake-uri promovează așa numite investiții financiare. Cu cât înțelegem mai bine cum funcționează tehnologia respectivă, cu atât suntem mai capabili să identificăm falsurile. Pot fi sofisticate, dar adesea ele pot fi identificate prin anumite indicii, cum ar fi discrepanțe la iluminare sau poate erori de aliniere, nereguli în ceea ce privește textura pielii sau probleme chiar de sincronizare a buzelor cu sunetul. Specialiștii spun că un astfel de ghid este insuficient pentru combaterea fenomenului deepfake. Chiar dacă este o inițiativă bună, e nevoie de o educație digitală a populației. Măsuri reale înseamnă tragerea la răspundere și aducerea la masă a giganților tech, care se pare că nu sunt capabili să oprească aceste atacuri cu publicitate falsă și excrocherii online. Cum de nu sunt în stare e o întrebare retorică. În acest moment, player globali încasează din România între 18 și 20 de milioane de euro pe lună. Pentru aceste sume uriașe, rețelele de socializare nu plătesc niciun leu taxe la noi în țară și nici măcar nu au reprezentanți sau echipe de suport care să se ocupe de reclamațiile utilizatorilor. Dacă vrei să faci o sesizare, vei vorbi de fiecare dată cu un robot. Chiar dacă am reclamat serviciului de asistență Facebook faptul că zeci de reclame folosesc fețele unor personalități cunoscute în deepfake-uri, nu am rezolvat nimic. Asta pentru că fiecare sesizare pe care am trimis-o a primit același răspuns. Nu am șters reclama pentru că nu încalcă standardele comunității privind publicitatea. Ori nu au ce face, ceea ce e grav, ori au ce face, dar pentru că acele aduri, acele bucăți de publicitate sunt și sponsorizate, adică se plătește pentru ele, s-ar putea să nu dorească să rezolve problema. Care variantă o preferăm? Nu vor sau nu pot? Ambele sunt neplăcute pentru noi ca și consumatori. Preocuparea cu privire la deepfake-uri ar trebui să fie mult mai mare, mai ales în contextul alegerilor multiple pe care le avem în acest an. Ele s-ar putea transforma în adevărate arme în timpul campaniilor. Este extrem de posibil ca astfel de conținut, astfel de deepfake-uri să fie folosite inclusiv în zona de dezinformare sau chiar a manipularea procesului electoral. Deocamdată, fețele politicienilor au fost folosite numai pentru tentative de phishing. Din păcate, există persoane care cad în această plasă. O femeie din Vaslui a pierdut peste 10.000 de euro după ce a investit într-o platformă promovată prin deepfake, iar cel mai grav este că șansele de recuperare a banilor pierduți în acest fel sunt aproape zero.
au ieșit în stradă pentru a-și cere drepturile de data aceasta. Vorbim despre asistenții persoanelor cu dizabilități care spun că au venituri mai mici decât salariul minim pe economie. Ei cer și mărirea indemnizațiilor pentru cei de care au grijă. Au pichetat guvernul și consilierii de probațiune care trebuie să primească restanțe salariale pentru ultimele 4 luni. Câteva zeci de asistenți personali s-au strâns în fața guvernului alături de persoanele pe care le-au în grijă. Ei spun că au fost excluși de pe grilele de salarizare și că nu vor beneficia de măriri. Asistenții sociali vor primi măriri, majorări de salarii, iar asistenții personali sunt dați uitării. Suntem părinții persoanelor cu dizabilități, am renunțat la joburile noastre, suntem presați să facem față unui salariu umilitor de 2200-2300 de lei. La Târgu Mureș, asistenții persoanelor cu dizabilități au protestat în fața prefecturii din oraș. Ei au rămas recent fără sporul de 15% din salariu pentru condiții vătămătoare. Suntem discriminați, nu primim nici sporul de vechime, nici spor de risc. Indemnizațiile sunt foarte mici, nici terapiile nu le plătește nimeni. Noi trebuie să plătim și terapiile pentru copii, pe lângă celelalte cheltuieli de care... Sunt asistent personal al unui adult cu autism, cu dizabilități. Am dori servicii sociale decente, centre respiro, centre de zi, să avem unde să ne ducem copiii noștri, adulții noștri. Salariul de încadrare, conform legii 153, se calculează pe baza indicatorilor stabiliți în lege în 2017. Din acest motiv, asistenții personali au salariu de bază, dacă am rămâne pe lege și gradații, sub salariu minim pe economie. Asistenții personali din țară sunt nemulțumiți și de nivelul indemnizațiilor pentru persoanele cu dizabilități. Bineînțeles că suntem alături și de persoanele care sunt beneficiare ale sistemului de protecție specială prin acordarea asistentului personal, adică persoanele cu dizabilitate care sunt încadrate în grade handicap, grav accentuat sau mediu, și solicităm majorarea indemnizațiilor. Nemulțumiri sunt și în rândul consilierilor de probațiune. Ei spun că salariile din ultimele 4 luni nu le-au fost plătite integral. Suntem 700 de consilieri pe tot, în toată țara, care supraveghem peste 100.000 de persoane condamnate. Fără noi, fără munca noastră, nu ar exista alternativă în comunitate pentru persoanele care nu ar trebui să facă pedepsele în penitenciar. Sindicatele anunță că mai mulți consilieri de probațiune din Bistrița, Sibiu sau Arad sunt în greva foamei până își vor primi restanțele salariale. De la păscut oile pe munte până la selfie-uri cu fortărețe, turismul din Sibiu atrage an de an sute de mii de temerari de peste mări și țări. Vorbim despre un loc istoric și mirific în egală măsură, situat nu întâmplător chiar în inima României. Influența lăsată aici de Saș împreună cu bucatele tradiționale pregătite în stil mioritic sunt ca un magnet pentru turiștii din țară și din străinătate, dornici de experiențe inedite. Centrul istoric al Sibiului, mergem la 10 km distanță în satul Rășinari, locul în care s-a născut și au trăit poetul Octavian Goga și filozoful Emil Cioran. Această comună, care în prezent numără peste 7.000 de locuitori, este văzută de mulți specialiști în turism ca fiind perla mărginimii Sibiului. Zona este recunoscută pentru tradiția în păstorit, dar și pentru bucatele tradiționale pregătite după rețete vechi de sute de ani. Sunt ciolane, este tobă, tobă roșie, cârnat, ciolan, mușchi file. În ultima jumătate de secol, ciobanii au coborât de pe munte și au început să facă afaceri profitabile cu mioarele lor. Și în timp au construit pensiuni de 3, 4 sau 5 margarete. Anual vin în zonă în jur de 50.000 de turiști. Asta e mai proaspăt. Găsim unul și mai ușor, mai... Uscat,
să fiți convinși că fiecare are un alt gust. Cum unui călător îi șade bine cu drumul, urcăm la peste 1500 de metri altitudine în munții Cindrel. Aici poposim la o stână, unde ciobanii îngrijesc o turmă de 400 de oi. Odată cu lăsarea serii, cina ciobănească își intră în rol. Ce gătiți aici? Tocană de miere. În afară de miere, ce mai puneți în ea? Punem în soare, ceapă, ceva ardei, dacă mai punem, dacă avem, n-avem, mere și fără. Preparatele ciobănești au fost preluate și reinterpretate de bucătari șefi din întreaga lume. Mulți le folosesc în demonstrațiile lor culinare, pe la festivaluri și târguri organizate. Specialitatea anului. Se pune untură sau ulei, dar cam untură, ca să fie fără eur, nu? Așa, ceapă multă, ardei, toate prăjite. Bine, se prăjesc toate acolo. Acum chiar tot nu vă spun, că ne furați meseria, sincer. Mămăligă. Păi se pune apa la fiert, apă, sare. Când ferbe apa, se bagă făină. În 2022, Rășinare a fost desemnat de către Organizația Mondială a Turismului cel mai frumos sat din lume, în cadrul evenimentului Best Tourism Villages 2022, competiție în care au participat localități din 57 de țări. În 2023, satul Biertan din județul Sibiu, situat însă în partea de nord, a intrat în cursa pentru această distincție. Biertan este cunoscut pentru o biserică fortificată care a determinat includerea întregii așezări în situl UNESCO în urmă cu 31 de ani. Această minunată usă este unicată în Europa de la 1515. Deține un mecanism foarte complicat de închidere. Cheia bloca primele 4 dispozitive, iar mecanismul din centru, o manivelă, bloca celelalte 15 zăpare laterale. Biserica fortificată din Biertan este considerată cea mai cunoscută și cea mai vizitată dintre cele 300 de cetăți biserici săsești din Transilvania. I think it's wonderfully restored and it's really impressive because it's a big church and you can see everything very realistically, and I found it very interesting, especially the lock on the door, which has like I think 17 mechanisms to close it. So very interesting. It is fantastic, but if it will be the most beautiful village in the world, you can't stop tourism here. You know what Instagram tourism is. I would be very carefully with such celebrities. So really, yes. Localitatea Biertan face parte din situl rural UNESCO încă din 1998. Și faptul că vin turiști la Biertan și vin din ce în ce mai mulți este că și ne ocupăm de acest lucru. Noi avem un grup de operatori în turism în Biertan, în care lucrăm, facem strategie de dezvoltare turistică în fiecare, tot cu 5 ani în față cel puțin. Lucrăm pe partea asta cu toți operatorii și nu numai la partea de cazare, cât și la experiențele care se pot trăi vizitând localitatea Biertan. Practic, Sibiul este singurul județ din România în care două așezări au primit sau au șanse să obțină statutul de cea mai frumoasă comună din lume. Turiștii care vin în județul Sibiu sunt interesați în mod deosebit de patrimoniu cultural și de patrimoniu natural, și atunci ambele zone oferă câte ceva din cele două. Ei aleg zona asta, care poate fi combinată, bineînțeles, cu o vizită la o stână, cu experiențe care să le arată un pic ce înseamnă viața tradițională a oierilor din mărcinimea Sibiului. Potrivit statisticilor, în 2023, aproape 400.000 de turiști au vizitat județul Sibiu. 30 de oameni au murit după ce un club de noapte din Istanbul a luat foc. Incendiul ar fi izbucnit în timpul lucrărilor de reparații făcute acolo. Mai multe detalii și informații însă după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în 5 minute.
România este încă pe ultimele locuri în Europa la capitolul egalitate de gen. O mulțime de industrii se bazează pe forța de muncă masculină, deși multe funcții ar putea fi ocupate și de femei. Iar acest fapt este confirmat de excepții. Sunt tot mai multe exemplele de femei puternice care ajung în funcții de conducere sau își aleg ocupații care până nu de mult erau considerate a fi destinate doar bărbaților. Industria aviației este una dintre cele mai greu accesibile pentru doamne. Doar 7500 de femei dețin certificate de pilot la nivel mondial, adică sub 5% din totalul celor care au astfel de certificate. Procentele sunt asemănătoare în majoritatea funcțiilor din acest domeniu. Sunt însă femei care au ajuns să aibă un cuvânt de spus în industrie și care acum vor să echilibreze diferențele de gen. Dacă ne educăm fetele de mici să înțeleagă că atunci când vrei o carieră, îți trebuie un glas și multă muncă egală cu cea pe care o, și efortul pe care îl depune un bărbat, și atunci poți accesa orice meserie în orice domeniu. Alexandra este printre cei care coordonează activitatea pe aeroporturile din România. Este de 20 de ani în industrie, timp în care a avansat pas cu pas. E convinsă că nu e imposibil ca ponderea bărbaților și femeilor în domeniu să fie egală. Cred că în mare parte vine din zona tehnică. Sunt foarte mulți ingineri, piloți și cumva tradițional meseriile astea nu au fost accesate de către femei. Lucrul ăsta se schimbă, adică generațiile care vin sunt cu un alt mindset și în momentul în care îți dorești să fii inginer de aeronave sau îți dorești să fii pilot sau îți dorești să fii în consiliul de administrație, că ești femeie sau bărbat, nu mai ai presiunea inechității. Anca este lider Asociației de Transport Aerian pe România, Polonia și Moldova și ea este un exemplu că femeile pot răzbi în această industrie. Este într-adevăr o lume a bărbaților, dar femeile vin din urmă cu pași repezi, aș putea să spun, și îndrăzneți. Sunt niște meserii, da, pilot. E un curaj să fii un pilot și femeile o fac foarte bine. Sau alte meserii, director de aeroport. E un curaj, este greu. Operațiunile unui aeroport sunt grele. Dar se pot face și femeile au demonstrat că sunt ordonate, atente. Poveștile acestor eroine anonime, pentru că nu sunt neapărat vedete, nu sunt celebrități, sunt femei obișnuite cu povești neobișnuite care fac lumină în comunitățile lor. În domeniul situațiilor de urgență, în jur de 80% dintre angajați sunt bărbați. Petruța nu s-a speriat de acest procent și acum 17 ani s-a angajat la ISU, unde activează în cadrul inspecției de prevenire. Nici o clipă nu m-am gândit că este o lume a bărbaților, că nu o să pot să fac față și întotdeauna am fost încrezătoare în forțele mele. Întotdeauna am considerat că faptul că în această activitate, în domeniul situației de urgență, există și bărbați și femei, asta este o completare. Femeile vin cu puterea de muncă, vin cu empatie și atunci este o completare a activității. Și în poliție încep să pătrundă din ce în ce mai multe femei curajoase. Iulia este una dintre ele și nu are o ocupație ușoară. Este polițist la biroul accidente cu autor necunoscut. Suntem foarte multe femei care lucrăm în poliție și la biroul meu. Sunt foarte multe femei pe funcții de conducere. Eu momentan am luat lucrurile gradual. Visez și eu să am o funcție de conducere în viitor și să inspir în continuare și alte fete. Putând foarte simplu să creștem PIB-ul și educația din România, atâta timp cât tratăm și oferim aceleași oportunități și genului feminin. România este pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește egalitatea de gen. Procesele la nivelul întregului continent sunt lente la acest capitol, spune Comisia Europeană. Incendiu devastator în Istanbul. 30 de oameni au murit, iar alți 5 au fost grav răniți în urma unui incendiu puternic izbucnit în cartierul Beşiktaş. În timp ce focul se întețea, clubul și clădirea s-au umplut de fum. După mai multe ore, pompierii au reușit să stingă flăcările. Incendiul a izbucnit la subsolul unui bloc de 16 etaje din cauza renovărilor făcute în ultimele zile. Acesta fusese închis chiar înainte de Ramadan, iar victimele sunt muncitori care lucrau la reabilitare. Autoritățile au intervenit în forță cu 32 de autospeciale și 86 de pompieri. Ministrul de Interne turc a anunțat că a demarat deja o anchetă.
Doi comandanți iranieni au fost uciși în Damasc la consulatul iranian. Asta în urma unui atac extrem de precis al Israelului. Alți 5 oficiali au murit și ei în acest atac. Teheranul a promis să riposteze după acest atac fără precedent asupra misiunii sale diplomatice. În replică, Israelul spune că, potrivit serviciilor sale de informații, clădirea respectivă nu era un consulat și nici ambasadă, ci o clădire militară a forțelor Quds deghizată într-un imobil civil. اليوم إسرائيل الحزم من ضربة اليوم السفارة مو ضربة السفارة ضربة عاصمة سوريا دمشق العاصمة السورية دمشق وإحنا نطلب إنه لا الواحد يسكت عليهم الرد عليهم مباشر لأنه عدة مرات صارت تضرب عدة مرات واحنا نطلب انه امريكا تطلع من سوريا بالقوه. Ambasadorul iranian la Damasc, Hussein Akbari, a afirmat că avioanele israeliene F-35 de proveniență americană au lovit consulatul cu 6 rachete. رژیم صهیونیستی از تمام قوانین بین المللی عدول کرده. الكيان الصهيوني اخترق كل القوانين الدوليه. در جنایات علیه مردم غزه. في الجرائم التي ارتكبها على الشعب في غزه. علیه مردم لبنان و الشعب اللبناني عليه مردم سوریه و الشعب السوري و همینطور تو منطقه کرانه باختری و همه مناطق فلسطین. مینیستری ده اکسترنه دین ایران و سوریه او اکوزات لا اونیسون اسرائیلول که است اوتورول اتاکولوی شی او چروت اون رسپونس سریوس دین پارتیا کومونیتاتی اینترناسیوناله. عن تعزینا علی الخسائر البشریه و عن حزننا علی هذه الضربات التي توجه دون اي مبرر ضد مؤسسات دبلوماسيه واكدنا على ضرورة استمرار العلاقات السورية الإيرانية لأنها مبنية على الأخلاق ومبنية على القيم. Tot luni seară, ONG-ul World Central Kitchen a acuzat Israelul că a ucis 7 lucrători umanitari, inclusiv străini care livrau alimente civililor înfometați din Gaza. Printre victime s-au numărat cetățeni din Australia, Marea Britanie și Polonia. Guvernul australian a reacționat imediat în urma incidentului. Australians want to see an end to this conflict. Australians want to see a peaceful, long-term political solution. That means justice for Palestinians and a Palestinian state, as well as the right of Israel to exist within secure borders. That is what we need to see. But this news today is tragic. Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a cerut Israelului să investigheze uciderea lucrătorilor umanitari din fâșia Gaza. Our view is long-standing that Israel has both the intention and the ability to comply with international humanitarian law. I've made that very clear to Prime Minister Netanyahu. Whenever I've spoken to him, there have been too many civilian deaths in Gaza. Of course, we want to see an immediate humanitarian pause so that we can get the hostages out and more aid into the region. În replică, armata israeliană anunță că moartea tragică a muncitorilor din Gaza va fi investigată de un grup independent. We have been reviewing the incident in the highest levels to understand the circumstances of what happened and how it happened. We will be opening a probe to examine this serious incident further. This will help us reduce the risk of such an event from occurring again. The incident will be investigated in the fact-finding and assessment mechanism. An independent professional and expert body. Muncitorii umanitari care călătoreau în două mașini blindate cu inscripția ONG-ului World Central Kitchen au fost uciși la scurt timp după ce au descărcat 100 de tone de ajutor alimentar umanitar într-un depozit din Gaza. Atac armat într-o școală din Finlanda. Un copil a murit, iar alți doi sunt grav răniți după ce un elev minor și el și-a împușcat colegii. Tragicul eveniment s-a întâmplat într-o sală de clasă a unității de învățământ din orașul Vanta. Atacatorul are doar 12 ani, la fel și victimele. Suspectul a încercat să fugă după ce a comis fapta, dar a fost imediat reținut de către autorități. Vanta se află la nord de capitala Helsinki și este al patrulea cel mai mare oraș din Finlanda. Potrivit legilor din această țară, finlandezii pot avea arme foarte ușor pentru că vânătoarea este una la scară largă. În momentul de față, peste 430.000 de finlandezi dețin legal arme de foc la o populație de 5,5 milioane. În cazul de față, anchetatorii cred că minorul ar fi luat arma tatălui.
În România lui 2024, în sute de localități, oamenii n-au văzut vreodată un medic. Ce spun oamenii din zonele fără asistență primară și de ce nu sunt studenții atrași de medicina de familie, aflați într-un material amplu imediat după publicitate. Avem dispensare moderne, dar n-avem medici de familie. În peste 400 de localități din România nu există niciun astfel de specialist. Sunt multe orașe în care avem prea puțin, dacă este să ne raportăm la numărul mare de locuitori. Vestea este că mulți dintre medicii de familie existenți se apropie de pensionare, iar în locul lor nu vine nimeni. Studenții nu sunt atrași de medicina de familie. Dovada? Anul trecut, doar 40 au terminat rezidențiatul cu această specializare. Acesta este dispensarul din Poiana Cristei, o localitate din Vrancea cu 3.000 de locuitori de toate vârstele. Sub aspect material avem toate utilitățile cerute de lege. Cabinetul a fost până acum 2 ani autorizat de către DSP să funcționeze, de către Casa de Sănătate, adică are cabinet de consultații, are sala de tratamente, încălzire cu centrală, alimentare cu apă. Numai că nu are medic. Situația durează de 4 ani de când fostul medic de familie a plecat. Acum, oamenii din localitate s-au înscris la medici din comunele învecinate sau chiar din Focșani. Doar așa reușesc să obțină rețete și trimiteri la specialiști. Sunt unii, într-adevăr, care mai au copii, mai lucrează în oraș, le mai au o rețetă. Dar de multe ori nu găsești medicul, ba nu merge sistemul, ba este foarte aglomerat. Mulți medici au pacienți din oraș și renunță la ăștia de la țară. Avem fetița de 4 ani care este necesar să avem, ce se întâmplă, răcește, avem nevoie de un medic. Deci este foarte urgent și necesar. Mă mai duc la Focșani, la particular. Ați avut teamă vreodată că nu o să reușiți să mai ajungeți la doctor? Da, de multe ori. M-am dus la urgență. Nici măcar un asistent n-aveți? Nu avem. Soțul bunicii Fănuța a fost operat la inimă și are nevoie lunar de rețetă pentru medicamente. De ce ar fi nevoie de un medic în de familie aici în comună? E necesar pentru tuturor. Pentru bătrâni, pentru copii, pentru oameni care sunt căzuți în boală. Sunt mulți bătrâni. Sunt foarte mulți, sunt foarte mulți. Sunt și mai bătrâni ca mine. Și ce fac? Ce fac? Să uită sus, așteaptă la Domnul. Singura soluție ar fi o modificare de ordin legislativ să permită autorității locale ca printr-un mecanism împreună cu Casa de Sănătate, adică o parte să finanțeze de Casa de Sănătate, o parte de autorității locale, să putem plăti un medic și un asistent pentru comunitate. Situația din Poiana Cristei nu este nici pe departe singulară. Datele arată că în 450 de localități din România nu există niciun medic de familie. Cele mai afectate județe sunt Tulcea, Călăraș, Sălaj și Vrancea. Așa se face că unii pacienți nu mai ajung deloc la medic. O anchetă Salvați Copii din 2023, realizată în 17 județe, arată că una din 10 gravide din mediul rural nu au fost deloc la medicul de familie pe parcursul sarcinii. Deficitul de medici de familie este undeva pe la 2500. Am avea nevoie de încă 2500 de medici de familie. Dar ceea ce este mult mai îngrijorător este vârsta medicilor de familie. Jumătate au peste 61 de ani. Puținii medici de familie existenți în satele și comunele din România deservesc un număr uriaș de oameni. Un cabinet din mediul rural de familie deservește peste 10.000 de persoane, în timp ce în mediul urban 13 cabinete deservesc 10.000 de persoane. Chiar dacă a fost crescut numărul de locuri la rezidențiat, această specializare nu atrage tinerii medici. Preferă specialități precum radiologia, imagistica, dermatologia, lucruri care, acele specialități care îi va oferi un confort de viață cu riscuri minime pentru profesie. Ei intră în rezidențiatul de medicină de familie câteva sute, dar termină câteva zeci. Anul trecut în jur de 40, pentru că restul și-au schimbat rezidențiatul. Deci, în sistem intră anual în jur de 2,2%. Președintele Colegiului Medicilor mai spune că pe viitorii medicii sperie și birocrația, dar și felul în care funcționează sistemul de medicină de familie. Medicii din această specialitate au autonomie juridică și financiară și depindere
relația contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care poate decide oricând să suplimenteze sau, din contră, să taie banii alocați. Tabloul pare sumbru pentru viitorul medicinei de familie în România și implicit pentru pacienți. Noi am pierdut acest obicei de a avea o planificare, de a avea un sistem medical adaptat nevoilor comunității. De a avea spitale atât cât avem nevoie, de a avea policlinici, de a avea medici de familie. Noi lucrăm oarecum haotic. Ministerul Sănătății nu face decât să stingă incendiile. Nu văd un plan, nu văd o viziune care să permită să spunem că peste 5 ani, peste 10 ani, peste 20 de ani vom avea un sistem medical sănătos. Statul în general ar trebui să implice mai mult în mediul rural, să atragă medici de familie, să țină acolo, să facă campanii de prevenție și să lucreze cu noi ONG-urile care avem experiență în domeniu. Medicii de familie au pregătirea necesară pentru a monitoriza o serie de afecțiuni și au în evidență tot istoricul medical al oamenilor înscriși pe listă. Tot ei sunt cei care ar trebui să ofere îndrumare pacienților către investigațiile și specialiștii de care au nevoie. La Washington, prima zi de Paște a fost sărbătorită cu fast. Joe și Jill Biden au rămas la Casa Albă și au avut parte pe tot parcursul zilei de peste 40.000 de invitați. Pe peluza Casei Albe a fost organizată o petrecere cu jocuri și povești. Vânătoarea de ouă roșii nu a lipsit, bineînțeles. În ciuda vremii, soții Biden au început festivitățile alături de doi iepurași de Paște. Au salutat vizitatorii de pe balconul Casei Albe, apoi au coborât și au interacționat cu familiile venite pe peluza sud. Easter reminds us of the power of hope and renewal, sacrifice and resurrection, but mainly love and grace toward one another. We're a great nation. Because we're good people. La petrecere au participat mii de copii împreună cu părinților și de această dată au fost înroșite peste 60.000 de ouă. Prin tragere la sorți au fost selectați cei care au participat la evenimentul în care copiii rostogolesc ouăle colorate folosind linguri. Tradiția datează din anul 1878, când la Casa Albă se aflau președintele Hayes și soția sa Lucy. Și pentru că tot a fost 1 aprilie, iepurașii de la Casa Albă s-au ținut de farse. Ca parte a unei glume, un iepuraș uriaș de Paște a sărit la pupitru și a salutat pe jurnaliști în timpul conferinței de presă de la Casa Albă. Secretarul de presă al Casei Albe a stat și ea alături de iepuraș. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Alexandra Anastasescu aduce imediat știrile din lumea mondenă la Flash Monden, iar de la ora 20 începe acțiunea în dezastru aerian. Pe prima comedy de la ora 22, Andrei Duban vă așteaptă la Bank Show. Juventus Lazio, prima semifinală din Cupa Italiei, va fi în direct pe Prima Sport 1 și pe Prima Play.ro de la ora 22. Dumneavoastră să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Program disponibil pe primaplay.ro.